Polițiștii specializați în investigații criminale din cadrul IPJ Dolj au identificat și prins un bărbat de 24 de ani din Craiova, bănuit de furtul unor autoturisme. Se pare că bărbatul a profitat de neatenția și neglijența proprietarilor mai multor autoturisme și le-a sustras. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată în plină acțiune. Polițiștii craioveni au reținut un tânăr de 24 de ani din municipiul nostru pentru comiterea mai multor furturi. Din investigațiile efectuate de polițiștii specializați în investigații criminale, dar și cu informațiile furnizate de către specialiștii serviciului criminalistic, s-a stabilit faptul că tânărul, în decurs de 3 zile, a sustras numai puțin de 3 autoturisme, toate din municipiul Craiova. Din cercetări s-a stabilit că acesta a profitat de faptul că proprietarile sau autoturismele nesupravegheate, neasigurate și cu cheia în contact. Acesta le sustrăgea, după care se plimba cu ele prin municipiul Craiova și când li se termina combustibilul, le abandona. În baza probatoriului administrat de polițiștii craioveni în cauză, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Dolj, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.